Bună ziua și bine v-am regăsit la știri. Sunt Monica Mihai și urmărim cele mai importante titluri ale acestei ore. Roxana Mânzatu, comisarul desemnat propus de România, urmează să fie audiată astăzi în Parlamentul European. Audiată și ea, candidata pentru postul de înalt reprezentant pentru afaceri externe și securitate, Kaya Kallas, nu crede că Europa are nevoie de o armată separată de NATO, însă sunt necesare investiții solide în apărare. Nisorile se extind în orele care urmează în mai multe regiuni din țară și în capitală a nins în această dimineață. România ar putea mânca în curând păstrăv de Marea Neagră, au început primele teste pentru aclimatizarea speciei. Roxana Mânzatu, propunerea României pentru funcția de comisar european, va fi audiată în această după-amiază în Parlamentul European. Ea va trebui să aibă răspunsuri clare pentru eurodeputați, altfel riscă să fie exclusă din viitoarea echipă. Jurnalistul Euronews, Octav Vasilescu, se află la Bruxelles și vine acum cu mai multe detalii. Bun găsit! Europarlamentarii cu care am stat de vorbă își fac tot felul de calcule înainte de ultimele audieri ale comisarilor propuși pentru următoarea echipă a Ursulei von der Leyen. Asta pentru că avem până în acest moment două propuneri controversate. Pe de o parte, comisarul propus din partea Ungariei, care a fost... căruia i s-au solicitat răspunsuri suplimentare din partea eurodeputaților care l-au audiat și de cealaltă parte vorbim de FITO, propunerea Italiei, de asemenea un europarlamentar controversat și rămâne de văzut cum se vor termina aceste audieri, iar în cazul Roxanei Mânzatu până în acest moment consideră eurodeputații că nu ar fi probleme înaintea audierii, are o imagine relativ bună aici la Bruxelles, este considerată o expertă în lucruri cu fondurile europene, dar rămâne de văzut cum va decurge audierea de astăzi, pentru că vorbim de un maraton de 3 ore în care foarte mulți eurodeputații vor adresa întrebări Roxanei Mânzatu, atât cei aflați în comisiile care vor da verdictul final în zilele următoare în cazul său, dacă îi vor da undă verde pentru a face parte din următoarea Comisie Europeană sau nu, dar vorbim și de eurodeputați invitați care pot veni cu tot felul de întrebări incomode într-o astfel de audiere. De asemenea, au un vizor eurodeputații cu care am discutat și ancheta jurnalistă a celor de la ZNU.ro privind locuința familiei Mânzatu din orașul Brașov, locuință considerată monument istoric, în jurul căruia planează acum mai multe suspiciuni după extinderea acesteia fără toate avizele necesare, după cum au scris jurnaliștii din țara noastră. Deocamdată europarlamentarii spun că această problemă ar putea ridica anumite semne de întrebare, dar nu o consideră neapărat un motiv pentru care Roxana Mânzatu în acest moment ar putea fi respinsă de către Comisia Europeană, dar, așa cum spuneam, depinde foarte mult de prestației de astăzi din audiere, pentru că vorbim de un adevărat maraton de întrebări, iar la final vom vedea și declarații din partea Roxanei Mânzatu, propusă de Guvernul României pentru a ocupa un post în următoarea Comisie Europeană și, de asemenea, este propusă pentru a deveni vicepreședinte executiv în următoarea Comisie, o poziție pe care România nu a mai ocupat-o până în acest moment. Audierea în comisiile Parlamentului European nu este o bagatelă, chiar dacă Roxana Mânzatu știe ce sunt fondurile comunitare și cum pot fi folosite. Și asta pentru că a fost ministru al fondurilor europene în 2019, iar mai târziu secretar de stat, coordonând Departamentul pentru Evaluarea Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice. Domeniul pe care ar urma să îl gestioneze, oameni, competențe și pregătire, are parte de o finanțare generoasă, o cincime din bugetul comunitar. Portofoliul se gestionează undeva la 20% din bugetul multianual al Uniunii Europene. Ne uităm undeva la 235 de miliarde de euro, dar din nou sunt cifre simulate. Ne uităm la anvelopele programelor principale care alimentează atribuțiile acestui comisar. Până va ajunge să semneze pentru cheltuirea sutelor de miliarde din bugetul comunitar, Roxana Mânzatu trebuie să convingă 4 comisii ale Parlamentului European că merită postul și că are competențele cerute. Pare ceva simplu după ce la București a fost audiată și a primit avizul comisiilor parlamentare pentru politică externă și afaceri europene. Dar imediat după au apărut discuții fără legătură cu portofoliul european, atunci când a fost acuzată de nereguli în legătură cu casa pe care o are la Brașov. Am făcut această modernizare a locuinței. Soțul meu este cel care s-a ocupat de absolut toate demersurile.
El s-a ocupat și de punerea, de întabularea acestei clădiri cu acte, cu arhitect, cu firmă de proiectare, undeva în perioada 2012-2013 a întabulat-o. Suprafața pe care o are acum este de 100 și ceva de metri utili, 130 de metri total. Toate documentele sunt transparente, pot fi obținute de la instituțiile responsabile, Ministerul Culturii în cazul de față, care a făcut ce verificări se fac inclusiv cu poze, cu măsurători, cu verificări la fața locului. Este o fostă șură pentru animale. În comisiile Parlamentului European, audierea durează 3 ore, începând cu o declarație a comisarului desemnat. Dar cum așteaptă Roxana Mânzatu discuțiile cu colegii europarlamentari și evaluarea acestora? Nici o temere, sunt eurodeputat, am intrat cu multă pasiune și entuziasm în Parlamentul European pentru a apăra fondurile europene, politica de coeziune. Dacă am această șansă să duc mai departe acest mandat de comisar și vicepreședinte în numele României, o voi face cu mult profesionalism și mult de votament. Trebuie să ținem cont că este și un joc politic, ca în orice parlament național avem partide, avem negocieri, avem nevoie de majorități, de 2/3. Românii sigur înțeleg politica. Vom face... Candidata pentru postul de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și securitate nu crede că Europa are nevoie de o armată separată de NATO. În schimb, Kaja Kallas a declarat la audierile din Parlamentul European că sunt necesare investiții solide în industria de apărare. O Uniune puternică va face ca NATO să fie mai puternică, a spus ea în timpul audierilor pentru postul de înalt reprezentant. Fostul premier al Estoniei de explicații legate de modul în care Uniunea Europeană va ajuta Ucraina, având în vedere și revenirea la puterea republicanului Trump. Un alt dosar care figurează pe agenda audierilor este legat de extinderea Uniunii, în special în ceea ce privește Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Parlamentarii europeni vor să știe care va fi poziționarea față de China și ce soluții vede Kaja Kallas la problema migrației. Kallas a fost unul dintre liderii europeni cei mai vocali în susținerea cauzei Kievului în fața agresiunii Rusiei. I see European Union and NATO having two different roles. NATO is a defense alliance, it's a military organization, whereas European Union is economic alliance. We can talk about and think about how we invest in defense, how we boost the defense industry. So I think making European Union stronger in this regard, that we also have our own defense industry, makes also NATO stronger. I don't think that European Union needs separate military powers of NATO, because in terms of big military crises, it is very important how is the chain of command. So who gives orders to whom? If we have two parallel structures, you know, the ball just might fall in the between of those chairs, and we don't need that. Craiovenii au în continuare de suferit din cauza cenușii împrăștiate de termocentrala din oraș, deși săptămâna trecută s-au făcut reparații. Povestea întreagă în curând. Se extind ninsorile în orele care urmează. Meteorologii au emis un cod galben pentru Carpații meridionali. Aici stratul de zăpadă ar putea să ajungă chiar și la 20 de centimetri. În această dimineață și în capitală au căzut câțiva fulgi. Acest episod de iarnă însă nu va ține mult. În weekend vremea se mai încălzește. Pe DN7A, aproape de stațiunea Voinasa, utilajele de dezăpezire au lucrat toată noaptea. Și pe Transalpina, stratul de zăpadă a acoperit asfaltul. Privit de sus, drumul spre Bâlea Lac abia se mai vede din cauza stratului de omăt. Între timp, Transalpina a fost închisă între Rânca și Curpăț. În stațiunile de munte, ninsoarea a fost primită cu bucurie. În curțile pensiunilor poți deja să faci un om de zăpadă. A nins și pe pârtii, dar nu destul cât să se poată schia. Stațiunea de pe Valea Prahovei, de exemplu, stratul de zăpadă măsoară 8 cm la stația Meteo Sinaia Cotă și ninsoarele vor continua în următoarele 2 zile. Ninsorii, în special în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură. Zona de munte e sub cod galben de ninsori și în zonele joase precipitațiile s-ar putea transforma în lapoviță, mai ales că vântul va prinde puteri, iar temperaturile vor scădea și mai mult. Chiar în capitală ar fi posibil să vedem și ceva fulgi de zăpadă sau lapoviță și în capitală. Meteorologii spun că din weekend vremea se va încălzi.
Noua formă a codului silvic bate pasul pe loc, anunțată cu surle și trâmbițe ca o prioritate a partidelor de guvernare chiar înainte de alegeri. Procedura de dezbatere și de adoptare la Camera Decizională a Parlamentului este tergiversată. Există chiar riscul ca votul să aibă loc abia după alegeri. Cu detalii despre tot ce se întâmplă acum acolo vine colegul meu, Marius Zulpe. Bine te-am găsit, Marius. Parcă proiectul trecuse de Comisia de Mediu, unde pare să se fi blocat și de ce? Bun găsit tuturor! E bine, dacă la Senat am putut vedea cum voința politică a majorității a făcut să se dea un singur raport pe acest proiect, fiind reunite toate cele trei comisii parlamentare de specialitate și după aceea am văzut și un vot rapid dat în plenul primei camere sesizate, la Camera Deputaților, Camera Decizională, se merge pe principiul și tactica, am putea spune, politicii pâș-pâș. Ca să citesc din liderul principalului partid politic parlamentar, Marcel Ciolacu, cel care conduce în momentul de față și PSD, iar potrivit informațiilor noastre, chiar cei din PSD vin cu această politică de tergiversare. Am avut un raport preliminar adoptat cu unele amendamente la Comisia Parlamentară de Mediu. Astăzi vom avea în sfârșit, deși ieri în conducerea Camerei nu se acceptați acest lucru, vom avea o ședință a Comisiei Juridice, cea de-a doua comisie raportare, și rămâne de văzut când va avea loc și ședința Comisiei de Agricultură, care ar trebui să dea raportul final, care să ajungă de altfel și în plenul Camerei, chiar înainte de alegeri, un calendar pe care îl vedem întins pe mai multe săptămâni. Mai avem doar două săptămâni de activitate, iar riscul ca acest proiect de lege să rămână blocat, așa cum susțin surse parlamentare, la ultima comisie raportoare este destul de mare, pentru că, potrivit informațiilor noastre, se încearcă tergiversarea astfel încât proiectul acesta, deși este momentul de față asumat de liderii celor două partide politice de guvernare, aflați de altfel în campanie electorală, au tot interesul să-l amâne după alegeri și să-l modifice atunci, pentru că în momentul de față, potrivit informațiilor noastre, există un lobby extraordinar de puternic făcut de actorii economici din acest domeniu, dar chiar și de către reprezentanții Rom Silva, nemulțumiți de faptul că acest proiect vine și cu o serie de interdicții de a avea ei afaceri sau propriile rude până la gradul 2. Mulțumesc foarte mult, Marius, pentru toate detalii. Craiovenii au în continuare de suferit din cauza cenușii împrăștiate de termocentrala din oraș, deși săptămâna trecută grupul de cazane responsabil pentru poluare a fost închis și s-au făcut reparații. Repunerea în funcțiune a dus din nou la depuneri de cenușă. Ploaia a accentuat problema și a transformat praful într-un strat de mâl pe care locuitorii trebuie să-l adune cu mâna. Este aici câtă strat? Câtă strat? Uite, ăsta a fost pe acoperiș și acum cu ploaia, cu vântul de zilele astea, uite cum ce hal. Trei zile a durat minunea, cât din aer nu a mai căzut cenușa necăcioasă. Craiovenii se așteptau ca după aceasta situația să se remedieze, însă lucrurile stau la fel. Nu mai vezi un aer curat în curtea asta. Totul e îmbâxit. De o săptămână de zile vă dați seama că stoparea aia ne-a făcut pe noi să facem curățenie ca lumea. Am crezut că scăpăm. De unde? De unde? E același lucru. Tot aceeași cenușă o dăm permanent. Degeaba măturăm, degeaba facem ordine. Noaptea este prilejul cel mai bun ca să dea și mai multă. Cenușa acoperă complet curțile și casele oamenilor. Uite-te păturica asta, cum mai stai pe ea. Cum arată așa și cum arată aici. Oamenii din zonă sunt dezamăgiți de modul în care autoritățile au gestionat situația. Aici am iar amestec. Amestec frunze și cenușă. Noi declarăm una, șefii mari declară alta. Ca și cum noi ne plângem degeaba. Directorul de producție de la Termo Craiova recunoaște că cenușa este în continuare spulberată în aer, dar spune că nu poate lăsa orașul prea mult timp fără căldură. Încă mai poate. Noi am reparat ce s-a putut pe perioada asta foarte scurtă, că trebuia să revină și să dăm căldură în oraș și facem așa ce se poate în această perioadă, în perioadele astea scurte. De altfel,
altfel, la nivel local, Garda de Mediu a dat o amendă de 50.000 de lei companiei Termo 2 Craiova. La rândul ei, Agenția pentru Protecția Mediului le-a trimis o notificare prin care cere operatorului economic ca până la finalul acestei luni să ia toate măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului. Susține că nu a primit însă niciun răspuns, deși la mijloc ar fi emiterea autorizației integrate de mediu. Și la nivel național, Ministrul Energiei a precizat că va interveni în acest caz. România ar putea mânca în curând păstrăvi de Marea Neagră, deși această specie trăiește de obicei în apă dulce. Specialiștii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanța testează dacă păstrăvii se pot adapta apei sărate. Alte țări au reușit să facă deja această aclimatizare, iar acum cresc exemplare în ferme de acvacultură. Rezultatele de până acum sunt încurajatoare, spun și experții de la noi. Detalii are colega mea Diana Sobar. Bun găsit tuturor! Aici, în acest bazin, sunt peștișorii. Vorbim despre 200 de exemplare de păstrăvi care au fost aduși de la munte, din Prahova, de la o crescătorie de acolo. Și după o săptămână de când au fost introduși în acest bazin cu apă sărată de mare, iată că lucrurile merg bine. Au ieșit din carantină și parcă se adaptează la condițiile de salinitate din Marea Neagră. Au în jur de 30-40 de grame în acest moment, însă peste aproximativ un an, când va lua sfârșit experimentul, specialiștii speră ca aceste exemplare de păstrăvi să ajungă la dimensiunea de 2 kg. Acest experiment se alătură și experimentului în care a fost aclimatizată dorada, de exemplu, tot aici la Institutul de Cercetări Marine, dar și la Vracul, și practic deschide calea fermelor de acvacultură din Marea Neagră, mai ales că acum sunt disponibile și perimetre de luciu de apă din Marea Neagră pentru activități de acvacultură. Apele Române au scos la închiriere aceste suprafețe, însă la prima licitație doar 3 perimetre au fost adjudecate. Vorbim despre 2 suprafețe în dreptul stațiunii Venus și una la Mangalia. Următoarea licitație ar urma să aibă loc undeva la începutul lunii decembrie. Mai sunt de adjudecat, iată, încă 25 de perimetre. Trebuie să vă amintesc faptul că în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, toți specialiștii de aici, de la institut, au înființat prima fermă de stridii de acvacultură din Marea Neagră. Experimentul ar urma să se termine în cel mult un an și 8 luni. Legea IFN-urilor a intrat în vigoare, clienții nu mai pot fi obligați să plătească dobânzi uriașe, iar la scadență clientul nu va trebui să returneze mai mult decât dublul sumei împrumutate. Noile reglementări vin pentru protecția consumatorilor, care ajungeau adesea să fie executați silit pentru că nu își permiteau să dea banii înapoi. Deși dobânzile au fost plafonate, instituțiile financiare nebancare încă au oferte neactualizate. Conform legii IFN-urilor, dobânda nu poate depăși 1% pe zi pentru creditele de consum de sub 25.000 de lei, iar la final instituția financiară nebancară nu poate cere clientului mai mult de dublul sumei împrumutate. Până acum, mulți clienți ajungeau la mâna IFN-urilor care se comportau ca adevărați cămătari. Pentru 6.000 de lei am de plată 353.400 ceva de lei. Nu puteam să fac de la o bancă pentru că eram în baza de date și aveam nevoie de niște bani. Pentru că aveam probleme cu glanda, mă îmbolnăveam de glandă, trebuia să fac niște analize. Am găsit firma asta. Deci acolo îți dă un teanc de hârtii, nu te uiți că n-ai timp să le citești. Semnează aici, semnează aici, semnează aici. Și te trezești acasă când citești detaliat și te uiți cu ele, că ai de plată de la 6.000, nu mai știu cât era atunci, 100 și ceva de mii.
Rodica și-a permis să plătească doar un an, astfel că a fost executată silit de IFN-ul de la care s-a împrumutat. Chiar dacă dobânzile au fost plafonate, pe internet găsim în continuare oferte de credit cu dobânzi duble față de noua limită stabilită prin lege. Regulile sunt foarte clare. În momentul în care discutăm despre o depășire a plafoanelor, că vorbim de plafonul de 8% peste dobânda de referință a Băncii Naționale sau de 28% pe DAE peste dobânda Băncii Naționale, e bine, atunci, sigur că orice fel de debitor, în funcție de situația în care se află, trebuie să lanseze o notificare către IFN-ul de la care a luat creditul, iar IFN-ul este obligat de îndată, atenție, să dispună revizuirea dobânzii, respectiv scăderea dobânzii în cuantumurile stabilite de către legea 243. Legea IFN vine și cu reglementări precise pentru cei care vor să se împrumute pentru a face investiții imobiliare. De pildă, dobânda anuală nu poate depăși cu mai mult de 8% dobânda care este practicată de BNR, iar în acest moment maximum ar fi de 16%. Legea dă dreptul și clienților care au deja credit de consum luat printr-o instituție financiară nebancară să ceară plafonarea dobânzilor, cu condiția să nu aibă întârzieri la plată mai mari de 60 de zile. Se ajungea la situații absolut aberante unde aveam dobânzi anuale efective, care putea să ajungă chiar și la, atenție, 60.000%, ceea ce însemna ceva absolut abominabil, de neînchipuit și, bineînțeles, fida orice fel de logică economică. Și de acolo derivau toate abuzurile pe care le-am văzut în decursul timpului, pentru că un DAE de 60.000%, practic puteai să faci orice cu acel contract în momentul în care omul nu-ți mai plătea. Creditele de la IFN-uri sunt o soluție la îndemâna persoanelor cu venituri mici. În ultimul an, românii s-au împrumutat cu aproape 1 miliard de lei de la aceste instituții, iar valoarea totală a creditelor luate se ridică la 78 de miliarde de lei. Este din nou alertă meteorologică în Spania, vizate sunt regiunea Catalonia și insulele Baleare. Detalii în curând în jurnal. Armata Ucrainei reușește să blocheze încercările Rusiei de a recâștiga regiunea Kursk, declară președintele Zelenski. Liderul de la Kiev a precizat că Moscova a desfășurat 50.000 de soldați în zonă. Уважно щодо Курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ, 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант. Це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів, від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні у нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде у Росії. 8 oameni au murit și alți 14 au fost răniți într-un atac al Israelului asupra unui oraș din nordul Libanului. Noul ministru al apărării Israel Katz a exclus orice încetare a focului în Liban. Pe de altă parte, organizațiile internaționale spun că situația s-a înrăutățit în Gaza și acuză Israelul că blochează ajutoarele umanitare. Israelul a lovit un oraș din districtul Akkar din nordul Libanului, acolo unde trăiește o comunitate de greci ortodoxi și musulmani suniți, departe de influența organizației islamiste Hezbollah. O clădire rezidențială a fost bombardată. Echipele Crucii Roșii au intervenit pentru a salva supraviețuitorii și pentru a recupera trupurile rămase sub dărâmături. لاني مأجر البيت ولاني مستفيد ماديا ولا إلي سلاح حزبي مع حدا ولا هني إلهم سلاح حزبي مع حدا مزري يعني الكل متفاجئ اول غاره بتصير على عكار يعني لا انذار ولا اعطوا انذار لحدا يخلوا المبنى 30 شخص موجود بقلب المبنى نزل عليهم المبنى شهداء جرحى اشلاء متناثره على الطرقات. Armata israeliană a precizat la rândul ei că numai puțin de 190 de rachete au fost trase dinspre Liban, cel puțin 5 persoane fiind rănite. În același timp, organizațiile internaționale acuză Israelul că blochează ajutoarele umanitare spre fâșia Gaza, în ciuda apelurilor lansate de Washington. Președintele Joe Biden și vicepreședinta Kamala Harris au apărut împreună pentru prima dată după zdrobitoarea înfrângerea democratei în alegerile prezidențiale.
Într-un cadru sobru a avut loc această întâlnire cu ocazia ceremoniilor dedicate Zilei Veteranilor. Înalții oficiali au mers la cimitirul național Arlington, acolo unde sunt înmormântați soldații căzuți la datorie, iar Biden a depus o coroană de flori la mormântul soldatului necunoscut. Nu au avut vreun schimb de replici cei doi. Aceasta este și prima apariție publică a Kamalei Harris în calitate de vicepreședinte după ce a pierdut alegerile prezidențiale. Este din nou alertă meteorologică în Spania, regiunea Catalonia și insulele Baleare sunt de astăzi până pe 16 noiembrie sub cod portocaliu de precipitații intense, vânt și descărcări electrice. Autoritățile locale atrag atenția că ar putea să apară probleme în transportul rutier sau maritim, dar și în alimentarea cu electricitate. Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis și o avertizare de călătorie și amintește românilor că în situații de urgență pe teritoriul Spaniei pot să apeleze numărul unic european 112 și pot cere asistență consulară României. Un râs care dormea pe un stâlp de electricitate din Siberia a fost salvat. Din fericire, stâlpul nu avea curent, așa că cei de la Protecția Animalelor au reușit să-l dea jos în siguranță. Autoritățile au declarat într-o postare pe Telegram că cel mai probabil animalul a trăit în casa cuiva și s-a refugiat acolo speriat de câinii fără stăpân. În Rusia este interzis să crești râs ca animal de companie, deoarece acesta este inclus pe lista speciilor care necesită o monitorizare specială. În acest moment, râsul salvat se află într-o carantină în centru pentru animale sălbatice. Nadia Comăneci împlinește astăzi 63 de ani și zeița de la Montreal a ținut să mulțumească tuturor pentru mesajele pe care le-a primit și a avut și ea la rândul ei o urare pentru cei care sunt născuți în luna noiembrie. Multipla campioană olimpică a acceptat recent postul de consultant pe proiecte de înaltă performanță la Clubul Sportiv Dinamo. I would like to thank you for my birthday wishes. And to all the Scorpios that are born in November, happy, happy birthday to you. I hope you have a fabulous month. Happy birthday. Acestea au fost știrile orei 12. Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colegul meu Daniel Coman cu toate informațiile noi. Până atunci vă las cu site-ul nostru euronews.ro. La revedere!